Numai ideea că o să fiu cu Raymond în fiecare seară și ne trezim amândoi. Mergem la servici, ne rezolvăm singur problemele. Să știi. Hotărâm împreună, luăm decizii împreună. Facem și nente, mă, și noi o familie, mă. Mamă. O să de-abia aștept, deja parcă mi te imaginez pe Facebook în spital. Bebele. Cu bebelușul în brațe, prima poză. O să mă abțin primele luni să nu rămân, adică o să fac ce... Na, da? Primele luni să nu fac bebe, dar nu. Serios? Cred că am mult. Eu vreau cât mai repede posibil, adică sunt nebunită. Doamne, când vedeam bebelușul în Turcia, venea, deci venea să-i pupăcesc. Ai văzut cât era? Atâția copii? Da, ai văzut cu bebelușul când l-a băgat în apă? Parcă eram în apă amândouă, nu? Da! Deci nu știa să plângă, dar îl băga în apă, se strâmba și el de-a nu. Mi-ar fi fost frică să-l bag așa în apă. La inimioara lui mică, îți dai seama, mie era frică. Că era apa aia rece, li era încins. Și parcă toți bebelușii stăteau acolo, la intrare, știi? Unde la intrare? Cum intram noi, că la era... restaurante, referi? Da. A, da. Și apoi, nu știu, dar era acolo, era cum intra așa în dreapta, deci câți oameni au stat acolo cu bebelușii în fiecare zi când ne duceam că... Eu cred că mângâiam întâi numai. Așa cu apă călduță. Peste tot, și pe porci, peste tot mai era plin de bebeluși. Mm-hmm. Și la aeroport acolo, ai văzut? Și, da. Istanbul. Da. Cât era? Deci, pe bune, natalitatea e în floare acolo. Bebeluși mulți. Era o familie, avea patru copilași. Trei fetițe și un băiat. În aeroport, da. I-am văzut. Ai văzut ce greu îi ținea pe nu toți? Nu știau la care să se țină. Era fata tatălui, deci era o fată care era foarte atașată de tata. Da, fetița aia micuță, creață, cu ochișurile mari, era atașată de mama. Și celălalt doi în ambele părți. Între, da. Da, aia mică ce răsfățată era de mama și ce pupată era. Oricum, cred că erau gemeni, cel puțin. Cred că cele două fetițe erau gemene. Parcă așa. Că erau cam toți de aceeași vârstă, adică nu puteai să-ți dai seama care e mai mare și mai mic. Dar ce greu le era așa să ia pe toți, să aibă grijă, da, și de bagaj și de copilaj. Mai ales în locuri dintre astea aglomerate, gen în Istanbul, parcă să zic că erau. Da, nu, în Istanbul. Deci gen aeroportul din Istanbul, adică să fii serios ce era acolo, știi? Mm-hmm. E greu să ai grijă de patru copii plus vorba ta bagaj. Cred că asta e cea mai mare bucurie. Să știi. Bine, pe la vârsta ta, pe așa, și acum, un an și ceva, mă consideram încă un copil, cum să fac eu un bebe. Dar nici eu nu vreau copii acum, dar la fel, când o să fiu mai mare, când o să mai cresc. Iubeam copii și când eram puțin mai mică, dar nu puteam să-mi imaginez eu să am un copil. Da, acum îmi doresc atât de mult că... Și mi-ar plăcea să ies cu ea prin par, să o plimb, da. Nu știu ce, cu căruciorul frumos. E frumos. Doar că nu mă văd deocamdată. Deocamdată nu te vezi, da. Că nici nu mă vedeam. Că mi-este greu să cred, Doamne, mi se ufle așa burtica, mi se facă mare burtica, Doamne, Doamne. Vezi că poate mergi în caravană la anul cu burtica. Cu burtică. Deși la câte și de păi grebite să știi. Ar trebui să-mi păi fi să născut știi. Deja la anul. Păi să știi. Știi, depinde cum te grăbești. Am alte planuri deocamdată, știi, de asta. Vreau neapărat să fac cursurile alea, deși sunt, cred că ăsta e cel mai mare vis al meu acum, în momentul ăsta. Foarte bine. Vreau să devin make-up artist foarte, foarte cunoscut. Ești foarte cunoscut. Cunoscut-o pe Constantina. Da. Nu, deși o să fiu, nu știu, cred că, nu da, știu, da, e cel mai... Că nu o să stați acolo la Brașov. Păi și nici el a zis că dacă te urmezi oriunde vrei tu. Foarte mi-a zis. Bine. Și chiar își dorește să-mi îndeplinesc visul ăsta. Chiar știe că îmi place foarte mult să machiez. Da, mă, că vine bine rochița pe tine. Crede-mă, pe mine nu venea așa. Crede-mă, pe mine venea oribil. Ceva de gel. Ai material de gală, de platou? Nu. Tu stai liniștită. Măcar nu merg acolo. Da. Doamne ferește să merg acolo. Asta mai întreb. Câți copii ai că vrei? 2, 3? 3, 4. 3 minim. De tine, nu-ți dai seama să stai? Da, dar îmi doresc foarte mulți copii, adică n-am ce să fac. Îmi doresc foarte mulți. Cred că aș vrea 2.
Nu mi-ar plăcea, știi, să nu fii singur la părinți. Nu. Da, și patru. Cum te ții în aeroport la ei? Nu, trei cam așa. Raimu vrea trei. Eu vreau trei, patru. Și eu întotdeauna zic, fac trei și pe al patrulea din greșeală îl facem. Ca să fie tot ca mine. Din greșeală. Da, mă bucur că și lui plac foarte mult copiii. Deci se uita așa, îi sclipea, ochii, mă, că se uita la bebeluși. Deci știi cum de mult se bucura? Și mai mi-arăta și lui, un bebe, uite un bebe. Și de așa se uita așa cu... Avea o fețișoară. Se cunoștea că îi plac. Cum vine Silva? Hai sus! Uite, vadă ce vine! Doamne, cum să nu-ți facă unde? Am mai avut pești, dar de s-a sântat de asta șată. Te cred, dar n-ai cum, uite-l cum face. Nu credeam că poți să iubesc așa mult un pește. Deci crede-mă, nu credeam. Că animalul, câinele e altceva. E altceva, că ți-o feri, da, dar de peștișorul ăsta, nu știu. Sunt atât de atașată, nu pot să merg. Doamne ferește când așa? O să moară, da. Doamne ferește când o să moară, știi ce fac? Îl împetrez și îl fac cum iasă de aici. Și o să-l țin de amintire toată viața. Vezi că sunt doi peștișori din asta aici? Aha, ia, dă-mi, dar nu zic că sunt pești. Ba da, sunt adevărați. Sunt, știi, se usucă, sunt uscați și după aia îi bagi în sticlă. Și e toată viața. Fugi, mă, stai că mă uit imediat. Așa o să fac și eu. Dar să-i pun puțin, nu? Da, da. Așa. Dar după aia să dai cu mânuța acolo, știi, ca să nu se ducă spre ăla. A, dar tu ai pus foarte puțin, adică... Da, nu... Lasă că mănâncă. Hai, mă, fraierici! Du-te, du-te, du-te și mănâncă. Parcă nu vede. Da, mă, uite, sunt pești, pești. O să trebuiască cam mult plastic. E cam gras. Da. E, să-l pun într-o ramă. Ce așa, tare! Da, vreau să-l am toată viața peștișul ăsta, nu știu. Să-l arăt și la copilașii mei. Uite-l, măi, nu asta e peștișul care l-am salvat. Eu n-am, uite, n-am observat că... L-am primit de la Mica. Din Republica Dominicană. O văd, probabil că a fost ea. Da. Mi-a trimis și poze de acolo. Doamne, cât de frumos e. De tare. Cu ea sau? Și cu ea, și cu plaja și astea, da. Dar nu știu exact unde sunt. Când ți-a trimis? De mult. Cred că mai de mult. Da. A, uite aici. Și a zis că o să mergem toți după ce ieșim din competiție. Ce frumos. Deci, știi, palmieri așa pe plajă și... Eu fac manicură. Suntem și noi. VVV mirese. Cum să nu? Mai am impresia că am văzut. Dar e și Mica în pozele astea? În poze nu, e Mica nu. Dar o am aici, în poze sus. Da, o știu. L-am văzut pe ăsta. Ce vrei? Stai că-ți dau eu. Nu te mai chinui, că până te aduce. Am o grămadă. Cum te-a făcut așa? Nu-i mai are, trebuie să mai retușeze ceva pe aici. Nu, îți dai seama că nu e stilul meu. Nu, mie nu-mi place nimic, dar o să dată pe la nu știu pe tine. Ha, pe tine.
Yeah.